Copiii stranierilor care au studiat peste granițe după care s-au întors acasă întâmpină mari dificultăți în a se acomoda în școlile românești, mai ales că programe dedicate de sprijin, de readaptare sau de limbă au lipsit până acum din școlile din țară. Pentru a facilita integrarea în sistemul de învățământ de la noi a elevilor care au făcut școală mai mulți ani în străinătate, a fost publicată în monitorul oficial în această săptămână o lege care prevede înființarea unor grupe de acomodare pentru aceștia. Grupele de acomodare se adresează elevilor care nu au fost înscriși în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani. Mai exact, legea se adresează atât elevilor care au studiat o perioadă în România, apoi în străinătate și acum se reîntorc, cât și celor care nu au făcut cunoștință niciodată cu sistemul de aici. Potrivit legii promulgate la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului care nu a fost înscris în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, Inspectoratul Școlar Județean organizează în cadrul unităților de învățământ grupe de acomodare, în cadrul cărora sunt predate noțiuni de limbă, cultură românească, în conformitate cu metodologia aprobată prin Ordin al Ministrului Educației. În județul nostru, tot mai multe familii care au decis cu ani în urmă să ia calea străinătății, se hotărăsc să se întoarcă acasă împreună cu copiilor și să înceapă o viață nouă. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în ultimii ani numărul elevilor care s-au întors și au dorit să se înscrie scrie sau reînscrie în școlile din județ a crescut constant.